Bine ați revenit la cursul de optică geometrică. Așa cum v-am spus la finalul cursului precedent, intenționam ca în acest curs să vorbesc atât despre dispersia luminii, cât și despre aberațiile optice. Dar s-a adunat prea mult material și ar fi fost un curs prea lung, așa că în acest curs va fi vorba doar despre dispersia luminii, urmând să vorbesc despre aberațiile optice și despre instrumentele optice în ultimele cursuri. Deci azi, dispersia luminii. Lumina este o senzație produsă de unde electromagnetice care au frecvențele cuprinse între două limite despre care voi vorbi în cursul de optică ondulatorie. Deocamdată, priviți această diagramă în care puteți vedea ceea ce se numește spectrul electromagnetic, adică o clasificare a undelor electromagnetice după frecvență. Puteți vedea că undele electromagnetice pot fi unde radio, microunde, radiații infraroșii, radiații vizibile, radiații ultraviolete, raze X, care se mai numesc și raze Röntgen, sau raze gamma. Toate acestea sunt unde electromagnetice. Undele radio au frecvența cea mai joasă, iar razele gamma au frecvența cea mai înaltă. După cum vedeți, ochii noștri sunt sensibili doar la o bandă din spectrul undelor electromagnetice, de fapt o bandă foarte îngustă. În desenul pe care îl vedeți, lărgimea benzii este mult exagerată. Aici vedeți un desen în care banda vizibilă este mai corect reprezentată și raportată la spectrul undelor electromagnetice. Mai puteți observa că undele electromagnetice care dau senzația de roșu au cea mai joasă frecvență din spectrul vizibil, în timp ce undele electromagnetice care dau senzația de violet au frecvența cea mai ridicată. Să facem o comparație cu undele sonore. Și ele pot avea diferite frecvențe. Cele cu frecvențe mari dau o senzație sonoră de sunet cu înălțimea mare, sunet acut. Cele cu frecvență joasă dau senzația de sunet cu înălțimea mică, sunet grav. Echivalentul înălțimii sunetelor pentru senzația luminoasă este culoarea. Unde electromagnetice cu frecvențe diferite produc senzații luminoase care se deosebesc între ele prin ceea ce numim culoare. Roșul este senzația luminoasă produsă de undele electromagnetice cu cea mai mică frecvență la care ochiul uman este sensibil, iar violetul este senzația luminoasă produsă de undele electromagnetice cu cea mai mare frecvență la care ochiul uman este sensibil. Toate culorile pe care le putem distinge alcătuiesc ceea ce se numește spectrul vizibil continuu. După cum v-am spus când am vorbit despre refracție, legea a doua a refracției, sau legea lui Snell, are expresia sinusul unghiului de incidență supra sinusul unghiului de refracție este egal cu N2 supra N1, unde N2 este indicele de refracție al mediului în care intră lumina și N1 indicele de refracție al mediului din care vine lumina. Ca să simplificăm lucrurile, să presupunem că lumina vine din aer. Și atunci indicele de refracție al mediului din care vine lumina, adică N1, este aproximativ egal cu 1. Pentru că, după cum știți, în aer, lumina are practic aceeași viteză ca în vid. Și atunci nu mai are rost să folosim indicele 2N2, o să-i spunem indicelui de refracție al mediului în care intră lumina venind din aer, N. Și legea devine sinusul unghiului de incidență supra sinusul unghiului de refracție este egal cu N. Dar N, indicele de refracție al materialului în care intră lumina, este, prin definiție, raportul dintre C și V, adică viteza luminii în vid
și viteza luminii în mediul respectiv. Dar, în timp ce viteza luminii în vid nu depinde de frecvența undelor electromagnetice despre care vorbim, alte cuvinte, dacă vă uitați la spectrul electromagnetic, toate aceste unde sau radiații se propagă în vid cu aceeași viteză, cu viteza C, cu viteza luminii, dar într-un mediu oarecare, viteza depinde de frecvență. Și în general, cu cât frecvența este mai mare, cu atât viteza este mai mică. Ceea ce înseamnă că, de pildă, pentru spectrul vizibil, în care avem culorile roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet, iar frecvența crește de la roșu spre violet, înseamnă că roșu se propagă cu viteza cea mai mare și violet cu viteza cea mai mică. Și asta mai înseamnă că indicele de refracție pentru roșu este mai mic decât indicele de refracție pentru violet. Deci dispersia luminii se referă tocmai la această variație a indicelui de refracție în funcție de frecvență. Faptul că indicele de refracție al unui material este funcție de frecvența undelor electromagnetice, frecvență pe care o notăm de obicei cu litera grecească nu, se numește dispersie. Să notăm. De acum încolo, ca să simplific exprimarea, nu voi mai spune undele electromagnetice care produc senzația de roșu sau undele electromagnetice care produc senzația de violet și așa mai departe, ci voi spune, pe scurt, undele roșii sau și mai scurt, roșul sau violetul și așa mai departe. Ați văzut că dacă ordonăm culorile după frecvență în ordine crescătoare, obținem acest șir al culorilor, frecvența crește de la roșu spre violet. Dar v-am spus că, în general, pe măsură ce crește frecvența, scade viteza, ceea ce înseamnă că variația vitezei are acest sens. Viteza crește de la violet spre roșu. Și pentru că indicele de refracție este raportul dintre C și V, deci este invers proporțional cu viteza în mediul respectiv, înseamnă că variația indicelui de refracție se face în același sens cu variația frecvenței. Și acum să revenim la legea lui Snell și să le exprimăm de acolo pe sinus de R. Sinus de R este egal cu sinus de I supra N. Și observăm că dacă unghiul de incidență rămâne același, atunci unghiul de refracție depinde de N. Deci pentru unul și același unghi de incidență, unghiul de refracție poate să fie diferit dacă N este diferit. Și tocmai acesta este cazul nostru în șirul culorilor. Indicele de refracție crește de la roșu spre violet. Și mai observăm că unghiul de refracție este cu atât mai mic cu cât N este mai mare, pentru că N este la numitor în dreapta. Deci indice de refracție mare înseamnă sinus de R mic, ceea ce înseamnă și unghiul R mic, pentru că vorbim despre unghiul din primul cadran. Atunci, înseamnă că dacă se refractă o rază de lumină roșie, așa cum vedeți în desen, vom avea un anumit unghi de refracție, R, iar dacă se refractă o rază de lumină violet, așa cum vedeți din nou în desen,
pe aceeași suprafață și unghiul de incidență fiind același, unghiul de refracție, în cazul violetului, trebuie să fie mai mic, pentru că indicele de refracție este mai mare în cazul luminii violete. Iar celelalte culori vor avea unghiurile de refracție cuprinse între aceste două unghiuri extreme, așa cum vedeți în desen. Deci puteți observa că pentru unul și același unghi de incidență, pentru că toate razele care vin la suprafața care desparte cele două medii sunt paralele între ele, unghiurile de refracție vor fi totuși diferite, pentru că indicii de refracție sunt diferiți pentru culori diferite. Ca să putem merge mai departe, trebuie să vă spun că ceea ce numim lumină albă este de fapt un amestec al tuturor culorilor. De la soare vin toate culorile, iar suprapunerea lor ne dă senzația de lumină albă. Putem demonstra acest lucru cu așa numitul disc al lui Newton, pe care îl vedeți în desen. Puteți să vă confecționați un asemenea disc, el are, după cum vedeți, culorile spectrului pe 7 sectoare circulare egale. Puteți să-l faceți din carton și să-l fixați în centru pe un băț de lemn, de pildă, și îl puteți roti în acest fel. Și veți observa că dacă rotiți destul de repede discul, culorile dispar. Discul pare alb. Am făcut o scurtă animație care simulează ceea ce vedem când se rotește un disc care are culorile spectrului desfășurate circular, așa cum vedeți pe discul din imagine. Priviți întâi ce se întâmplă dacă discul se rotește încet. Putem distinge culorile, deși discul se rotește. Dar când discul se rotește foarte repede, culorile dispar. Discul devine alb. În film, suprafața lui nu este perfect albă din cauza unor efecte stroboscopice. Acum vedeți din nou discul rotindu-se cu o turație scăzută, putem distinge din nou culorile și în final putem vedea cum arată discul în repaus. Deci atunci când vorbim despre lumină albă care vine de la soare, avem de fapt suprapunerea tuturor culorilor. Ce se întâmplă cu o rază de lumină albă care intră din aer într-un mediu transparent? Sticlă, apă, material plastic, orice. Ați văzut că unghiul de refracție depinde de culoare. Vă amintiți acest desen? Iar lumina care vine din aer este acum un amestec de toate culorile. În acest caz, prin refracție, culorile se vor separa, așa cum vedeți în acest desen. Și acest fenomen se numește fenomenul de dispersie a luminii. Toate mediile materiale produc dispersie. Numai în vid nu avem dispersie. Spunem că vidul este singurul mediu nedispersiv, pentru că, așa cum v-am mai spus, în vid toate radiațiile electromagnetice au aceeași viteză. Dispersia luminii se poate observa foarte ușor cu ajutorul unei prisme, pentru că pe prismă avem două refracții, una la intrare și una la ieșire. Și dacă trimitem o rază de lumină albă pe fața unei prisme, din cauza acestei duble refracții, culorile se vor separa puternic și la ieșire putem vedea spectrul vizibil pe un ecran sau pe un corp alb. Dacă vă întrebați de ce nu se observă dispersie la intrarea luminii în apă, răspunsul este că în apă, în condiții naturale, în condiții normale, nu intră o singură rază de lumină, ci lumina intră pe o suprafață, de multe ori mare. Și asta înseamnă că în apă vom avea un amestec al culorilor produse prin dispersie. Deci se produce fenomenul de dispersie, dar culorile se amestecă din nou în apă și obținem din nou lumină albă. Dar în anumite condiții se poate observa apariția spectrului culorilor atunci când intră lumina soarelui în apă. Sunt sigur că ați observat acest fenomen. Să notăm!
un fenomen natural foarte spectaculos și frumos, care are loc datorită dispersiei luminii, este curcubeul. În acest caz, locul prismei optice este luat de milioane și milioane de picături de apă, care, foarte asemănător cu prisma optică, produc dispersia luminii. Separarea culorilor se poate face și prin alte metode, de pildă prin fenomenele de difracție și interferență, dar despre acest lucru voi vorbi în cursul de optică ondulatorie, programat să înceapă în acest an împreună cu cel de oscilații și unde și cel de curent alternativ. În final, vreau să vă spun că fenomenul de dispersie a luminii ne permite să știm care este compoziția chimică a stelelor și a galaxiilor. Fiecare element chimic poate emite sau absorbi în anumite condiții anumite frecvențe din spectrul electromagnetic, frecvențe care sunt specifice fiecărei specii atomice. Și dacă descompunem lumina care vine de la stele și galaxii în culorile componente, atunci putem observa aceste frecvențe emise sau absorbite de elementele chimice prin culorile pe care le vedem sub forma unor linii spectrale. De pildă, acum puteți vedea liniile spectrale din domeniul vizibil ale sodiului. Dacă lumina care vine de la o stea găsim aceste linii spectrale, bineînțeles împreună cu multe, multe altele, știm că steaua respectivă conține sodiu. Dar liniile spectrale țin de fizica atomică, așa că voi reveni la ele în cursul corespunzător. Deocamdată atât. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!